Problemele din Roșia Montană încep să fie rezolvate, asta după ce pompierii au reușit să scoată cel puțin 40 de centimetri de apă din lacul Tăul Mare, în al cărui dig a apărut o fisură, ce pune în pericol stabilitatea acestuia. Din cei 270 de locuitori, mai puțin de jumătate au acceptat să fie evacuați, iar restul au rămas în casele lor pe propriul risc. Între timp, autoritățile continuă lucrările și caută soluții rapide pentru ca zona să nu fie inundată și distrusă de ape. Trei motopompe de mare putere au fost aduse la barajul de la Tăul Mare pentru a scoate apa din lac, iar lucrările au decurs fără probleme. Pompierii au reușit să golească deja 10 de centimetri de apă. S-a golit tot barajul, s-a l-a uscat, după aceea să se facem trepte și după aceea refăcut, reparat golirea de fund a barajului. Cu utilaje nu se aducem aici pe bani, în zona asta ne stăm noi pe coloană. Devine fisuri, conductele vor fi pe versant acolo, dacă ați văzut, este o conductă de suprabil. Mai o conductă, tot așa pe și măsură suplimentare, de când nu mai fost funcțională golirea de fund. Între timp, oamenii au primit alerte de evacuare pentru a fi în siguranță în cazul în care se va produce nenorocirea. Doar că mai bine de jumătate din cei 268 de locuitori au refuzat. Eu rămâi. Indiferent ce se întâmplă, eu rămâi aici. Noi suntem băștinași, n-am plecat. Și când a fost goldul și ăsta, noi aici am rămas. Dacă continuă să refuze evacuarea, o să li se explice ce să facă dacă se dă alarma, să identifice un loc mai înalt, să urce acolo, ca să nu fie luați de vitură. Dacă apare o vitură, timpul care o să-l avem la dispoziție va fi foarte scurt și va fi imposibilă evacuarea în regim de urgență. În schimb, alți localnici cu familii cu copii spun că au plecat fără să mai stea pe gânduri. Noi ne-am speriat că am doi copii, s-o speria și ele, n-au dormit toată noaptea. Când am auzit că odată alarma, deja noi ne-am pregătit. Alerta a venit după ce a fost semnalată o avarie la golirea de fund a barajului lacului Piscicol, Tăul Mare din Roșia Montană. Echipajele trimise la fața locului au stabilit că este vorba despre o fisură care are forma unui con și un diametru de aproximativ un metru. Aceasta s-ar fi format prin surparea galeriei de fund, care este din zidărie de piatră. Deținătorul acumulării Tăul Mare, realizată în anul 1908, este primăria comunei Roșia Montană. Autorizația de funcționare este valabilă până la sfârșitul anului 2024. Cu ultimele detalii despre intervenția la fața locului, ni se alătură plutonier Alexandru Crișan de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba. Este în legătură telefonică directă. Bună dimineața, vă mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi. Bună dimineața. Ce detalii ne puteți oferi, domnule Crișan, despre intervenția colegilor dumneavoastră? Pe tot parcursul nopții, atât forțe de la ISU Alba, cât și de la autoritățile locale prezente la fața locului, au intervenit cu trei motopompe de mare capacitate pentru deversarea apei din lacul de acumulare și alte trei motopompe fiind pregătite să intervină la nevoie pentru evacuarea apei din zona îngustă a Albiei. La ultima evaluare, cota apei din lacul de acumulare scăzuse cu aproximativ 40 de centimetri, urmând ca în cursul zilei de astăzi să se facă o nouă evaluare. Cam cât estimați că va mai dura întreaga operațiune? Dacă lucrurile decurg la fel de bine și nu vom avea probleme, sperăm că în maxim o zi, două, să fie totul în regulă și iar oamenii se pot întoarce liniștiți la casele lor. Mai există în momentul acesta pericolul ca acea fisură să se adâncească? Momentan nu am aceste detalii. Evaluarea fiind făcută de specialiști, însă rugăm populația să asculte indicațiile echipajelor mixte, care, după cum știți, au umblat din casă în casă pentru evacuarea lor preventivă. Înțeleg că doar jumătate dintre localnici au acceptat să își părăsească locuințele. În momentul acesta, aveți idee cam câte persoane mai sunt în case acolo? În ultima informare, în gospodăriile din zona care putea fi în pericol de a fi inundată,
locuiau aproximativ 268 de persoane, din care 126 s-au autoevacuat, iar 137 au refuzat evacuarea și totodată 5 persoane au fost evacuate în spațiile puse la dispoziție de către autoritățile publice din zona Brut. Vă mulțumesc tare mult, domnule Crișan, pentru intervenție și pentru această discuție. Alexandru Crișan a fost de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Alba.